acest eveniment aici la Măgdăcești este despre acele 1000 de gospodării care au acces la infrastructură. Asta ar însemna un pas spre bunăstarea cetățenilor. Pe parcursul acestor 3 ani de zile de guvernare, noi am conectat în primii 2 ani de zile 106.000 gospodării la apă potabilă și în al treilea an aveam proiectat conectarea pentru 100.000 de gospodării. Dacă toți ar fi lucrat de aceeași manieră, în 28, practic, ani de independență, noi am fi avut conectat absolut fiecare cetățean la infrastructură de apă sau infrastructură de canalizare. Dar, cum vă spuneam, sunt proiecte aprobate și aceste proiecte vor continua, pentru că acestea sunt proiecte pentru oameni.